Strada Călugărene a fost asfaltată în întregime. Șoferii, locuitorii sau pietonii s-au bucurat să vadă că pot circula fără probleme. Încet, dar sigur, asfaltul s-a lăsat și în anumite zone unde au fost executate lucrări s-au format adevărate cratere. Promisiuni de reabilitare a străzii Călugărene au tot existat, însă promisiunile se duc, gropile rămân. Dacă aveți ghinionul să întâlniți pe partea dreaptă o mașină parcată, atunci craterele sunt de neocolit. Speranțe că această stradă să fie din nou reabilitată există, însă rămâne de văzut când se vor materializa. Săptămâna viitoare, cel mai târziu în data de 30 mai, strada Călugăreni, strada Ovidiu în capătul dinspre Lupeni, de asemenea strada Ion Corvin și cele două gropi importante care s-au format pe strada Dumitru Chicoș, toate fac obiectul unei lucrări de remediere ce se va face de către compania tehnologică săptămâna viitoare. De menționat este faptul că strada Călugăreni este una dintre cele mai circulate artere din municipiul Medgidia.